noi probleme cu uniformele polițiștilor. De această dată, agenții din Câmpina au pantalonii prea scurți sau jachetele sau cămășile sau, din contră, prea mari. Asta în ciuda faptului că firmele care au produs uniformele respective au luat măsurile în prealabil și nu s-au înțeles. Ce urmează să se întâmple de aici încolo, ne spune colegul meu Cristi Georgescu. Bun găsit! Într-o postare făcută pe o rețea de socializare de către sindicatul Europol au fost încărcate câteva fotografii care arată cât de superficial s-a lucrat în cazul uniformelor. Asta pentru că mai toate vestimentațiile nu corespund sub niciun chip, chiar dacă tinerii au mers să le fie luate măsuri pentru fiecare element în parte. Asta pentru că unele geci sau chiar pantalonile vin fie mici, fie sunt cu câteva mărimi mai mari. Aceste inadvertențe s-au petrecut atât în cazul agenților de poliție ieșiți de pe băncile școlilor din Câmpina, cât și de la Cluj-Napoca. Reprezentanții Europol spun chiar că atunci când foștii elevi au explicat directorilor de școli că au primit uniforme necorespunzătoare și au cerut schimbarea lor, ar fi avut parte de amenințări indirecte. Mai mult, inițial, se pare, conducerea școlii ar fi dispus ca uniformele să nu mai fie acceptate la retur și le-au spus viitorilor polițiști, atenție, să le schimbe între ei. În urma demersurilor întreprinse de sindicatul Europol, reprezentanții școlii de agenții de poliție Vasile Lascăr de la Câmpina, de pildă, au explicat că au cerut să se verifice situația, iar viitorii lucrători de poliție să primească uniforme pe măsura lor.